Ionuț, vacanța s-a încheiat. Cu ce gânduri reveniți la pregătirea acum după postura de campion ai României? Bună ziua, într-adevăr, vacanța a fost scurtă și s-a încheiat. Venim cu gânduri bune, ca să spun așa, pentru că am făcut un campionat senzațional, zic eu, și venim cu gânduri mari și speranțe să facem din nou un campionat bun. Ai avut timp să te odihnești și ți-ai încărcat bateriile? Da. Poate merită mai multă vacanță, dar este suficientă pentru că noul sezon începe foarte devreme și avem nevoie de pregătire. Ați efectuat vizita medicală, urmează două cantonamente, unul la Brașov și unul în Polonia. Cum vezi tu această perioadă? De obicei, această perioadă este mai grea pentru noi jucătorii, dar atâta timp cât ne face bine pentru restul sezonului, este clar că este nevoie de această perioadă. Sper să nu fie accentări, pentru că oricine nu face acest cantonament sau aceste cantonamente, le este mai greu după aceea. Eu sper să fie un cantonament bun, să rațiile de joc să se încheie foarte bine și să începem campionatul în forță, să zic așa. Sunteți optimiști, încrezători? Acum așteptările sunt mari pentru voi. Da, optimiști am fost mereu. Așteptările sunt mult mai mari acum că suntem în postura de campioni. Sperăm ca lucrurile să meargă bine și să facem din nou un campionat foarte bun. Marți veți avea emoții la tragerea la sorți. Da, într-adevăr. E cam ciudat așa, dar e plăcut. Sperăm să prindem un adversar accesibil și să trecem mai departe.